Salut! Salut, eu sunt Smiley. Îmi pare rău că port ochelarii, dar altfel nu pot stau cu ochii deschiși pe vremea asta așa frumoasă. Suntem în curte, în curtea studioului HH Production. Studioul propriu. Și mă bucur că m-ați prins într-o zi așa cum îmi place mie. O zi însorită, păsărele cântă, avioanele zboară. Sperăm să nu se întâmplă vreun atentat chiar astăzi. Și mi s-a spus să vă povestesc așa cam care a fost traseul meu până astăzi. Și nu prea știu cum să încep așa. După cum știți, sunt cantautor, sunt producător, cochetez cu managementul și marketingul muzical. Am produs câțiva artiști de succes în România și plănuiesc să mai produc încă vreo 100-200 așa. Am reușit să clădesc o echipă la HH Production de care sunt mândru. Am reușit să clădesc o echipă cu oameni care îmi sunt prieteni, care îmi sunt alături în tot ceea ce fac și cu care plănuiesc să merg foarte departe în industria muzicală, nu numai națională, ci și internațională. Am plecat din pură pasiune. În clasa a 4-a, a 5-a, m-am îndrăgostit de chitară, de chitara clasică în special, și l-am bătut pe tata la cap până mi-a luat chitara. Eu am fost un copil foarte încăpățânat, așa că era greu să înțeleagă cineva cu mine când îmi puneam ceva în cap. Ceea ce se întâmplă și acum. Adică dacă vreau eu să fac ceva, e greu să mă convins să nu mai fac. Și mi-am cumpărat prima chitară, adică tata mi-a cumpărat prima chitară și m-am apucat să învăț. Am început cursurile liceului de muzică din Pitești, din Ulipati se numește. Am făcut asta în paralel cu școala. La un moment dat a trebuit să renunț la liceul de muzică pentru că trebuia să dau la liceu, să continui studiile. La ora aia, părinții mei îmi spuneau că ok, e bine că faci asta, e bine că ai un hobby, dar hai să nu uităm că trebuie să înveți, să iei la facultate, să-ți faci tu un viitor, că asta cu muzica e o vrăjeală, ce, tu n-ai ce, n-ai unde să ajungi, n-ai ce să faci, că în România atunci nu era nimic, adică era foarte greu să ajungi să faci asta ca și meserie. Mai ales că, fiind din provincie, te gândești, bă, la București e greu, nu cunosc pe nimeni, nu știi de unde să o apuci. Nu știu dacă mi-am dorit vreodată să fiu cântăreț, să fiu pe scenă, să fac asta ca și meserie. Eu am făcut asta pentru că îmi plăcea foarte mult. Și, mă rog, după aia când am terminat liceul, am continuat să studiez chitară. Eu nu sunt un mare chitarist, adică n-am studiat îndeajuns de mult încât să devin un chitarist. Acum mă bucur că n-am studiat îndeajuns de mult, pentru că probabil că aș fi ajuns chitarist. Și traseul, vezi că nu... Eu când eram mic, în general, nu spuneam... Nu mă gândeam că o să mă fac muzician sau o să fac muzică ca și carieră, ca și alegere în viață. Și vreau să mă fac doctor, ba economist, ba banchier, ba astea, vise ale părinților care își doreau ce e mai bine pentru copilul lor. Și mie profesoara de chitară îmi spunea tot timpul, băi, tu nu o să rămână? Ce faceți? Am intrat la liceu, am început să... Știi că era moda aia atunci cu... Apăruse Genius, 3 Sud-Est, apăruseră toate trupele. Și era de ajuns să te cunoști cu cineva, să fii vecin cu cineva și să aveți o pasiune comună pentru muzică și era de ajuns, trebuia să faceai trupă. Erau trupele, fiecare scară de bloc avea o trupă. Am trupă cu așa,
Ne-am făcut o trupă, am cântat, am făcut muzică, ne-a făcut plăcere. La un moment dat, printr-o cunoștință comună, tatăl meu a reușit să trimită un demo domnului Ghiui Pascu. Mă rog, acum dacă t-ascult ce făceam atunci, pot să spun că suna foarte prost, adică... dar toate începuturile sunt greoaie, toate începuturile sunt cu piedici, cu dezamăgiri, cu deprimări totale, domnule, nu suntem buni, nu suntem noi pentru asta, nu suntem unde ajuns de bun și așa. Norocul nostru a fost că domnul Ghiuri Pascu a înțeles că suntem niște puștani care încercau atunci să facă diferența, să facă altceva. Și, într-adevăr, aveam un alt aer și a avut încredere, ne-a ajutat să facem un album la care a contribuit și cu versuri și cu compoziții și ne-a ajutat, adică pentru noi a fost o experiență wow. Prima oară într-un studio profesional în București și ne-a ajutat experiența cu dânsul, ne-a ajutat, deși n-am ajuns nicăieri cu treaba asta, adică nu ne-a dus nicăieri, a fost o bucurie pentru noi și pentru prietenii noștri și pentru familiile noastre, dar ca și experiență personală și experiență profesională a fost o întorsătură mare pentru noi și pentru mine în special. Mă rog, înaintând așa în treaba asta, am început să fac muzică pentru trupele din Pitești. Oamenii aflaseră, bă, e unul care face niște negative, nu știu, eu nu mă gândeam că o să ajung vreodată să vin la București, să intru într-o trupă, să fac treaba asta. Cu timpul m-am cunoscut cu băieții de la Simplu, care nu se numeau Simplu atunci, era un mesaj nou, pentru că eram toți din Pitești. Și evident că ne-am cunoscut, am cântat împreună, deși nu împreună, eram împreună, dar separat, în alte conjuncturi. Și la un moment dat, eram în ultimul an de liceu, mă pregăteam pentru BAC, îmi luasem gândul că o să fac ceva cu muzica și a venit Cerebel într-o zi și mi-a zis, bă, uite, ei deja erau Simplu, deja scoseseră primul album, uite, vrem să vii să cânti la Simplu. Și atunci a fost punctul, atunci a venit trenul în gara mea, cum ar veni. Și aveam două posibilități, ori îl prindeam pe ăsta, ori mai așteptam și speram să mai vină încă unul. Și atunci, evident că au fost certuri cu ai mei, lupte de convingere, ai mei, pentru că era un an foarte important în viața mea, trebuia să dau bacul, trebuia să intru la facultate și colac peste pupăză a venit și treaba asta. Și eu întotdeauna am avut de făcut alegeri în viață, întotdeauna am fost pus să aleg între asta și asta și asta. Și ai mei, spre norocul meu, m-au lăsat să fac alegerile, m-au îndrumat, mi-au spus, uite, dacă faci asta se întâmplă așa, dacă faci asta se întâmplă așa, dacă faci asta se întâmplă așa. Ai de pierdut aia, ai de câștigat aia. Și atunci am învățat de mic să cântăresc lucrurile. Și e drept că mi-am asumat un mare risc. Și mi l-am asumat. Am intrat în trupă, am făcut prima piesă, oare știi? Și de aici istoria o știți. Adică ce ați văzut pe televizor, cam asta e. E drept că am avut noroc pentru că am intrat într-o gașcă foarte mișto. O gașcă de oameni sufletiști, o gașcă de oameni care erau la fel ca mine, la fel de pasionați, la fel de implicați în ceea ce fac. Și care, la fel ca și mine, au muncit extrem de mult ca să ajungă unde au ajuns. Și de aici am muncit împreună, ne-am cunoscut cu Moga, am început să lucrăm împreună la studio, ne-am prietenit foarte mult, ne-am mutat împreună, am început să lucrăm împreună, am învățat foarte multe,
eu de la el, el de la mine, și pe plan personal și pe plan profesional. După aia au început să se... să se... e ca un bulgăr, știi? În momentul în care îl faci și îi dai drumul, se mărește toată treaba. Și din ce, pe măsură ce bulgărele se mărește, munca devine din ce în ce mai multă. Deci cu cât, cu cât devii mai de succes, cu atât trebuie să muncești mai mult. Cu atât, cu cât devii mai de succes, cu atât viața ta personală începe să conteze mai puțin. Și trebuie să dedici din ce în ce mai mult timp perfecționării lucrurilor pe care le faci, perfecționării tale ca și profesionist în ceea ce faci. Alergătură multă, concerte multe. Am studiat extrem de mult și munca de studio și am învățat extrem de mult. Și învăț în continuare, în continuu învăț. În fiecare zi descoper lucruri noi despre ceea ce fac. Niciodată nu, niciodată nu ajungi la apogeul tău profesional. Întotdeauna apare ceva nou, întotdeauna apare un sunet nou, întotdeauna apare un gen nou, o mixtură de genuri. Și de vreo 3 ani încoace am început să îmi iau munca și mai în serios și să încep pe cont propriu să văd dacă îmi iese. În momentul în care am început să fac, să fac echipa mea proprie, mi-am asumat din nou un alt risc, pentru că puteam să o dau în bară original și spectaculos. Am avut din nou sprijinul prietenilor care de-a lungul carierei mele au fost întotdeauna alături de mine. Sunt, lucrez alături de prietenii mei din copilărie. Lucrez alături de prietenii mei de 20 de ani, adică am o mare încredere în ei, ei au mare încredere în mine, îmi oferă tot sprijinul lor. Și vrem să clădim ceva împreună, din care să avem cu toții de câștigat, să împărțim și succesul și insuccesul, pentru că totul e mai ușor când lucrezi în echipă. Nu știu ce aș putea să-i sfătuiesc cu oameni, chiar nu știu. Nu, eu v-am spus așa, în mare, cam care a fost traseul meu. Mie mi-a folosit foarte mult faptul că familia mea a fost foarte aproape de mine, prietenii mei au fost foarte aproape de mine. Au fost momente în care mi-am pierdut capul un pic așa, în care succesul m-a luat prin surprindere și mai uiți lucrurile importante. Dar întotdeauna oamenii care au fost alături de mine au știut să mă tragă înapoi cu picioarele pe pământ. Și cred că pentru mine asta a fost cel mai important, pentru că succesul este extrem de periculos. Este un, poate cel mai periculos în cariera de muzician. Succesul este cel mai periculos. Succesul te poate trage în jos. Dacă nu știi să faci față succesului și nu știi să ți-l manageriezi, nu ai, n-ai nicio cale decât în jos, știi? Și atunci este vital să ai lângă tine niște oameni care știu să-ți spună unde greșești, care știu să-ți spună că bă, ești prost, bă, ești tâmpit, bă, nu e bine, bă, ai făcut prost treaba aia, deși tu crezi că ai făcut-o bine, pentru că atunci când ai succes, se pare că totul merge perfect și că totul e bine. Se pare că toată lumea e prietena, toți sunt prietenii tăi. Și am citit într-o... am încetat să mai citesc cărți, am început să citesc pe net, citesc bloguri, citesc review-uri, citesc cărți de-astea digitale.
Și citeam într-o, chiar ieri am citit o treabă că prietenii falși sunt exact ca umbra. Atunci când e soare și frumos, sunt lângă tine. Sunt tot timpul lângă tine. Când e umbră, dispar. Și asta e o chestie după care mă ghidez. Și de-aia am încercat să-mi țin prietenii care mă cunosc de când eram nimeni. Și acum mi se pare că sunt același om. Adică, evident că ne-am mai schimbat, ne-am mai maturizat. Dar cred că asta a fost cel mai important lucru pentru mine. Să-mi țin prietenii aproape, familia aproape și să îmi aleg cu mare grijă prietenii. Greșele am făcut multe. Am greșit și față de prietenii mei, și față de familie, și față de colaboratori. Dar e foarte important că prietenii îți spun atunci când greșești față de ei. Și familia la fel. Prietenii care ți faci doar din interes nu îți spun niciodată. Te taxează direct, știi? Da, am învățat din greșelile proprii, asta clar. Deci pentru cine vrea să se apuce de treaba asta, să se apuce, să greșească, să ia de la capăt. Și acum mai greșim, toată viața o să greșim, pentru că suntem oameni, suntem supuși greșelii, erorii, suntem influențabili, suntem, ce să zic, suntem așa cum suntem și ne știm foarte bine. Eu sunt un om normal, sunt un om care face totul din pasiune și sper să nu dispară pasiunea asta până la sfârșitul vieții.